consultați, vă rog să-mi permiteți să iau cuvântul pentru a ne prezenta repede din activitatea noastră la HGR interne în anul 2019 pe domnul Ion Marcel Vola, ministrul afacerilor interne. Excelența voastră, domnule președinte Klaus Iohannis, stimate domnule premier Ludovic Orban, distinși invitați, stimați colegi. Suntem onorați de prezența dumneavoastră la evaluarea activității Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2019. În ceea ce mă privește, anul trecut am fost la comanda instituției mai puțin de 2 luni și nu vreau să pară că intenționez să îmi asum meritele altcuiva sau să critic ceea ce s-a făcut mai puțin bine. Am dorit să ne întâlnim astăzi pentru a aduce în atenția opiniei publice rezultatele obținute de angajații acestui minister, în marea lor majoritate, oameni profesioniști și de bună credință. Din acest motiv, merită să le fie cunoscută activitatea care nu reprezintă doar o înșiruire de cifre, ci foarte multă muncă, inclusiv în afara orelor de program, dăruire și disponibilitate de a fi în slujba cetățenilor. O provocare a anului trecut a fost asigurarea ordinii publice la manifestările cu public numeros, dacă ne referim doar la câteva dintre aceste manifestări. Vizita în România a suveranului pontif Papa Francisc, evenimentele organizate în contextul mandatului României la președinția Consiliului Uniunii Europene, summitul de la Sibiu, alegerile pentru Parlamentul European, referendumul și alegerile pentru funcția de președinte al României. Aș dori să subliniez că datorită mobilizării și a coordonării exemplare a tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne și a instituțiilor prefectului, alegerile prezidențiale au fost organizate în bune condiții, înregistrându-se cel mai mic număr de incidente comparativ cu anul 2014, cu 30% mai puține față de primul tur și cu 54,18% mai puține decât în turul 2 din urmă cu 5 ani. Pentru gestionarea unor asemenea evenimente, am colaborat foarte bine și cu alte instituții ale statului român, ai căror reprezentanți sunt aici în sală și țin să le mulțumesc și cu această ocazie. Așa cum este normal, principalul obiectiv al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul trecut a fost consolidarea gradului de siguranță a cetățeanului. Pe acest palier constatăm o creștere a volumului de muncă, înregistrându-se un număr mai mare de dosare penale, de persoane trimise în judecată sau față de care au fost dispuse măsuri preventive. Totodată este înregistrată o creștere și a infracțiunilor sesizate față de anul 2018. Creșteri semnificative de peste 4% se înregistrează în 27 de județe și în municipiul București. Și mă refer la majoritatea tipurilor de infracțiuni sesizate, cele contra persoanei, contra patrimoniului și cele stradale. Este adevărat că volumul de muncă a fost mai mare în ceea ce privește combaterea fenomenului infracțional, dar această constatare are și o altă fațetă. Trebuie să ne preocupe mai mult partea de prevenire. Prezența activă a polițiștilor și a jandarmilor în stradă, în mijlocul oamenilor, pentru a descuraja comiterea faptelor antisociale. Din acest motiv, la începutul mandatului meu, am spus că oamenii din birouri trebuie aduși în zonele unde este necesară prezența lor permanentă, acolo unde cetățenii au nevoie de ei. Este de apreciat efortul tuturor angajaților Ministerului Afacerilor Interne care duc un război continuu împotriva infracționalității și aduc în fața instanței mii de oameni certați cu legea.
În ceea ce privește siguranța în școli, înregistrăm o scădere a numărului de infracțiuni sesizate în cursul anului școlar anterior. Împreună cu Poliția Română și Jandarmeria, am decis să intensificăm patrularea în proximitatea școlilor, astfel încât să descurajăm și să prevenim comiterea infracțiunilor din aceste zone. Chiar dacă nivelul de siguranță rutieră se menține pe un trend similar ultimilor ani, trebuie să găsim soluții pentru reducerea semnificativă a numărului de accidente rutiere, fiindcă ne aflăm pe ultimele locuri în Europa și la acest lucru care nu ne face cinste. Nu este suficient, dar să constatăm infracțiunile la regimul circulației, trebuie ca să facem și prevenție, să reglementăm domeniul în așa fel încât numărul accidentelor rutiere grave să fie diminuat. Prevenirea și combaterea infracționalității asociate violenței în familie a constituit și constituie o prioritate pentru Ministerul Afacerilor Interne. Înregistrăm un număr mare al infracțiunilor sesizate, al autorilor care comit astfel de fapte, dar și al ordinelor de restricție provizorie emise de către polițiști. Am dorit foarte mult să venim în sprijinul tuturor victimelor acestui fenomen și am depus în calitate de senator în Parlament, alături de alți colegi, un proiect de lege privind brățările electronice și vom face în continuare demersuri ca această lege să fie dezbătută în regim de urgență. Pentru contracararea criminalității organizate, a traficului și a consumului ilicit de droguri, dar și a traficului de persoane, s-au desfășurat acțiuni de amploare, dar modalitatea cea mai eficientă rămâne totuși prevenția. Trebuie să găsim mesajele cele mai adecvate pentru ca oamenii să conștientizeze riscurile la care se pot expune și să descurajăm consumul și traficul de droguri, mai ales în rândul tinerilor. Am preluat mandatul de ministru declarând război infracționalității în general și clanurilor interlope în mod special, iar acest lucru deja se întâmplă. O prioritate permanentă este și va fi parteneriatul cu structurile Ministerului Public, în vederea asigurării unei bune finalități judiciare a efortului comun împotriva fenomenului criminogen. În ceea ce privește prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, s-a acționat consecvent pentru atingerea unui nivel ridicat de securitate a frontierelor în condițiile unui trafic la graniță în creștere cu peste 10% față de anul 2018. Și în domeniul migrației și al azilului s-au înregistrat creșteri cu aproape 25% a persoanelor reținute pentru trecere ilegală a frontierei și cu 21,3% a numărului cererilor de azil. Totuși, în continuare, România rămâne în general o țară de tranzit pentru migranții care doresc să ajungă în vest. Referitor la managementul situațiilor de urgență, aș dori să subliniez că pompierii, paramedicii, piloții Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la o medie zilnică de 1380 de cazuri, ceea ce reprezintă un volum de muncă mare, dar și importante resurse umane și logistice. Pentru a veni în sprijinul oamenilor care zilnic salvează vieți și al celor care sunt într-un adevărat război cu crima organizată, am obținut pentru Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul domnului prim-ministru Ludovic Orban și al celorlalți colegi din guvern, un buget cu 15,6% mai mare decât cel de anul trecut. Buget pe care l-am împărțit în mod echitabil între structurile Ministerului în funcție de priorități și de misiunile specifice. De exemplu, dacă în 2019 Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Aviație au avut un buget care reprezenta doar 0,27% din PIB, în acest an s-a majorat la 0,32% din PIB, iar Poliția Română a primit, în interiorul bugetului MAI, cel mai mare procent din ultimii 3 ani.
Vrem să armonizăm cadrul legislativ cu nevoile societății în care trăim și cu cerințele europene, să îmbunătățim dotările și sistemul de coordonare și conducerea intervențiilor. Totodată, facem eforturi pentru dezvoltarea componentei aeriene pentru intervenția în situații de urgență, prin mărirea flotei de elicoptere și operaționalizarea de noi puncte de operare aeriană în zonele montane. În plus, dorim să demarăm un program de finanțare guvernamentală în parteneriat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin autoritățile locale pentru înființarea de heliporturi care să asigure intervențiile și pe timp de noapte în cele mai multe zone. Serviciile publice oferite cetățenilor de către Ministerul Afacerilor Interne, fie că vorbim de cărți de identitate, pașapoarte sau permise de conducere, au fost și sunt în curs de modernizare, fiind oferite constant facilități pentru solicitanți. De altfel, ne-am propus ca din acest an să simplificăm radical procedurile și reducerea timpului de emitere a documentelor. Probabil vă amintiți că la sfârșitul anului trecut am desfășurat și o campanie de informare a cetățenilor români care veneau din străinătate cu privire la faptul că, în premieră, le-am oferit posibilitatea de a preschimba diverse documente chiar și în perioada sărbătorilor de iarnă. Doresc să le mulțumesc angajaților Ministerului Afacerilor Interne care au lucrat în perioada mini-vacanței de Crăciun și chiar de Revelion. În ceea ce privește atragerea fondurilor europene, Ministerul Afacerilor Interne are în implementare 273 de proiecte în valoare de peste 1,3 miliarde de euro și ne propunem ca și în acest an să avem un grad de absorpție ridicat. Dar pe lângă resursele financiare, trebuie să subliniez că resursa cea mai importantă a acestui minister o reprezintă oamenii. Avem un corp profesional tânăr, media de vârstă fiind în jur de 39 de ani, dar încă există un deficit de personal, în special în zona poliției, unde este de minus 13%. Am luat și în acest domeniu câteva măsuri imediate. Am încetat detașările angajaților Ministerului Afacerilor Interne la alte instituții. Am dispus organizarea concursurilor de promovare în condiții de corectitudine maximă. Și vom folosi și mai mult instrumentul testelor de integritate. În Ministerul Afacerilor Interne nu va mai fi loc pentru oamenii veniți pe relații politice sau pe ușa din spate, profesionalizarea fiind o prioritate în programul de guvernare. Rezultatele prezentate astăzi se datorează tuturor profesioniștilor din structurile Ministerului Afacerilor Interne, care în fiecare zi, în fiecare misiune, dau dovadă de implicare, de seriozitate și de devotament față de țară și de cetățeni. Cei mai mulți dintre ei însă rămân anonimi pentru presă, pentru opinia publică. Au însă mereu satisfacția datoriei îndeplinite și chiar recunoștința oamenilor pe care i-au ajutat, i-au sprijinit într-un fel sau altul, într-un moment de cumpănă sau chiar le-au salvat viața. În calitate de ministru al afacerilor interne, este de datoria mea să mă asigur că toți acești angajați dedicați beneficiază de toate drepturile legale și financiare, că își desfășoară activitatea în condiții normale, că au auto speciale pentru misiuni, că le sunt recompensate eforturile suplimentare. Guvernul României a aprobat ca personalul să primească majorarea cuvenită pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal și de sărbători legale, precum și în celelalte zile în care nu se lucrează potrivit legii. Am eliminat și unele inechități în ceea ce privește anumite drepturi salariale. Valoarea normei de hrană primită de personalul MAI a fost majorată de actualul guvern la nivelul celorlalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Iar drepturile bănești ale angajaților Ministerului Afacerilor Interne aflați în misiuni externe operative la nivelul celor primite de partenerii externi. Totodată am redistribuit prin decizia ministrului 303 salarii de excelență către zona operativă, diminuând semnificativ numărul celor alocate la nivelul ministerului sau în zonele administrative ale inspectoratelor generale, pentru că mi se pare normal ca oamenii din teren care desfășoară misiunile cele mai periculoase să fie recompensați în plus. I-am recompensat de fiecare dată pe toți cei care și-au făcut datoria exemplar,
Am acordat emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne sau i-am înaintat în grad înainte de termen pe toți cei care s-au evidențiat fie prin merite deosebite sau acțiuni de eroism în țară sau, de exemplu, în Afganistan. Printre cei recompensați se numără membrii echipei de căutare-salvare care au participat la misiunea din Albania în luna noiembrie. În acest sens, mulțumesc în numele echipei de salvatori Excelenței sale domnului președinte Klaus Iohannis pentru decorațiile acordate la întoarcerea din misiune în semn de apreciere pentru rezultatele importante avute. Cu siguranță vă amintiți cu toții modul exemplar în care s-au mobilizat pentru a reprezenta cu onoare România în misiunea de sprijin a comunităților din Albania lovite de cutremurul de anul trecut. Și mulțumesc aici public domnului colonel Pirtea aflat în sală. Așa cum ne-am asumat prin programul de guvernare, una dintre primele măsuri luate în calitate de ministru al afacerilor interne a fost să cer desecretizarea raportului cu privire la intervenția din 10 august 2018, precum și a comunicațiilor de pe stațiile de emisie-recepție. Românii au dreptul să știe ce s-a întâmplat cu adevărat acolo. Odată ce procurorii vor finaliza rechizitoriul, vom ști cu toții cine este de vină pentru violențele de atunci, cine trebuie să plătească pentru victimele din 10 august 2018. Stimați invitați, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, indiferent de rezultatele obținute. Anii 2018 și 2019 au fost ani în care nivelul de încredere al populației în poliție, în jandarmerie, în minister, a scăzut dramatic după intervenția din 10 august și după tragedia de la Caracal. Îmi doresc însă ca anul 2019 să rămână în conștiința românilor ca anul în care Ministerul Afacerilor Interne a început și reforma, anul în care s-au făcut primii pași spre o eficientizare reală și în profunzime a tuturor structurilor. Am cerut propuneri de la fiecare structură pentru că vreau să cunosc părerea oamenilor din interior care, credeți-mă, își doresc și ei să arate românilor că majoritatea polițiștilor, jandarmilor, pompierilor sunt profesioniști, credincioși jurământului prin care și-au luat angajamentul de a fi mereu în slujba țării. Am avut discuții și cu sindicatele și cu Corpul Național al Polițiștilor. Analizăm propunerile tuturor. Vreau să vă spun că sunt 426 de propuneri venite de la cele 16 sindicate, de la atașați pe afaceri interne, de la structurile din teritoriu, ceea ce înseamnă că există o nevoie reală de normalizare și în acest minister. Cu un minister reformat, eficient, ne putem asuma pentru viitor obiective și priorități îndrăznețe care să răspundă pe deplin cerințelor compatrioților noștri. Așa cum deja am menționat, prioritățile anului 2020 rămân creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, război pe toate fronturile cu crima organizată și infracționalitatea, servicii publice de calitate, creșterea capabilității forțelor Ministerului Afacerilor Interne și al nivelului de înzestrare pentru a face față cerințelor actuale, sistem performant de intervenție în situații de urgență. În contextul actual internațional, cetățenii trebuie să știe că suntem pregătiți să protejăm frontiera de stat. Totodată, în provocările internaționale care afectează sănătatea publică, suntem la datorie alături de ceilalți parteneri instituționali. Garantăm că vom fi prezenți în stradă lângă cetățeni pentru a răspunde cu promptitudine nevoilor comunităților. Cred că sunt în asentimentul fiecărui român care își dorește o țară normală, o țară în care copiii merg la școală în siguranță, în care infractorii stau acolo unde le este locul, după gratii, în care polițiștii și jandarmii sunt alături de români onești, în slujba comunităților, aplicând legea fără discriminare, iar pompierii și piloții au pregătirea necesară pentru a interveni cu promptitudine în situațiile de risc. Pentru toate aceste deziderate, avem nevoie de o reformă de substanță în Ministerul Afacerilor Interne. Iar românii, oriunde s-ar afla ei, sunt cei mai importanți pentru noi. De aceea, orice schimbare în această instituție va pune mai presus de toate parteneriatul cu societatea civilă, cu oamenii și cu prioritățile lor.
Vă asigur, excelența voastră, domnule președinte, domnule prim-ministru și dragi români, că vom recâștiga pas cu pas încrederea dumneavoastră a tuturor în Ministerul Afacerilor Interne. Vă mulțumim! Doamnelor și domnilor, adresez respectuoasă invitație de a lua cuvântul excelenței sale, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României. Domnule prim-ministru, doamnă viceprim-ministru, domnule ministru al afacerilor interne, distinși reprezentanți ai guvernului, onorați parlamentari, domnilor directori, doamnelor și domnilor militari, polițiști, jandarmi, pompieri, stimați invitați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la bilanțul Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2019 și mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Reprezentați o componentă esențială a sistemului de securitate națională, iar activitatea pe care o desfășurați are un impact direct asupra vieții și siguranței românilor. Aveți onoranta misiune de a proteja oamenii și de a asigura un climat social de echitate și de echilibru. O națiune se dezvoltă atunci când cetățenii au încredere în autorități și în capacitatea acestora de a apăra drepturile și libertățile civice cu respectarea legilor și a Constituției. Tocmai de aceea, rolul dumneavoastră este fundamental și vă încurajez să nu vă abateți niciun moment de la a face profesia cu responsabilitate și competență. Doamnelor și domnilor, Ministerul Afacerilor Interne are o contribuție importantă și la misiuni și operații care se desfășoară în afara țării, sub egida Uniunii Europene, OSCE, NATO și ONU. Prin înalta pregătire, conduita și rezultatele obținute, forțele române trimise în aceste zone sunt apreciate de partenerii noștri internaționali și au creat țării noastre o bună imagine externă. Subliniez de asemenea și implicarea dumneavoastră semnificativă în anul 2019 la îndeplinirea obiectivelor naționale pe temele de interes particular în contextul președinției de succes a României la Consiliul Uniunii Europene. Vă mulțumesc și pentru modul în care ați sprijinit desfășurarea la Sibiu a summitului informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană, precum și organizarea vizitei oficiale în România a sanctității sale Papa Francisc. Totodată, corectitudinea și vigilența cu care v-ați îndeplinit rolul conferit de lege pe parcursul celor trei runde de alegeri care au avut loc în 2019 au făcut ca procesul electoral să se desfășoare fără incidente, cu respectarea normelor și a principiilor democratice. Anul trecut, Ministerul Afacerilor Interne a depus eforturi însemnate pe care le salut și pentru prevenirea și combaterea fenomenului migrației ilegale, pentru securizarea frontierelor de stat și a frontierei comune a Uniunii Europene, precum și pentru managementul situațiilor de urgență. Dincolo de aceste aspecte pozitive, activitatea din ultimii ani a Ministerului Afacerilor Interne a demonstrat o serie de deficiențe de ordin managerial, de coordonare și chiar lipsă de profesionalism, în contextul unor situații, precum cazul Caracal sau evenimentele din 10 august. Instituția dumneavoastră are obligația să-și facă o autoevaluare profundă pentru a identifica factorii care au dus la situațiile pe care le-am menționat
și să ia toate măsurile necesare pentru remedierea cât mai rapidă a problemelor. Nu poate exista nicio abatere a Ministerului Afacerilor Interne de la menirea sa fundamentală, aceea de a proteja și a apăra cetățenii români. Doamnelor și domnilor, prin toate activitățile pe care le desfășurați, Ministerul Afacerilor Interne trebuie să acționeze în interesul cetățeanului, al comunității și în sprijinul instituțiilor statului. Obiectivul fundamental este acela ca legea să fie respectată, iar cetățenii să se simtă în siguranță, având deplină încredere în instituțiile care au misiunea să îi apere și să îi protejeze. Este imperativ ca factorii de decizie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să conștientizeze pe deplin responsabilitatea pe care o au față de români și să depună toate eforturile necesare modernizării și eficientizării instituției. Trebuie să vă asigurați că în toate demersurile pe care le întreprind angajații Ministerului sunt pe deplin respectate valori și principii precum demnitatea, libertatea individuală, egalitatea în fața legii, cinstea, încrederea și toleranța. La baza activității dumneavoastră trebuie să stea o concepție modernă privind ordinea publică, siguranța cetățeanului și protecția patrimoniului. Profesionalismul și competența forțelor de intervenție, prevenirea și anticiparea, decizia precisă și capacitatea de reacție a specialiștilor și a forțelor de ordine publică sunt elemente indispensabile în realizarea cu succes a sarcinilor care vă revin. Sunt încrezător că obiectivele pe care le-ați stabilit pentru anul 2020 vor fi îndeplinite în acord cu documentele strategice naționale, cu prevederile legale în vigoare și cu misiunea instituției dumneavoastră. Vă îndemn să acționați cu prioritate pentru protejarea copiilor, tinerilor și tuturor categoriilor vulnerabile. Este esențial să crească siguranța în spațiile școlare și în apropierea acestora și să fie prevenite și stopate orice activități ilicite care pun în pericol sănătatea și integritatea tinerei generații. O altă direcție asupra căreia este important să vă îndreptați eforturile în viitor este dezvoltarea de noi instrumente care să asigure găsirea și salvarea persoanelor aflate în pericol și extinderea sistemelor alternative de înștiințare și avertizare a populației ori de informare sistemică. Vă revine totodată misiunea de a contribui în continuare la combaterea corupției cu impact asupra capacității instituționale a statului, dar și a imaginii României în plan extern. Pentru rezultate optime aveți nevoie, bineînțeles, de suficient personal care să fie dotat cu echipamente moderne și performante, astfel încât intervențiile pentru protejarea cetățenilor și a bunurilor să fie finalizate cu succes. O legislație adusă la zi și eliminarea barierelor birocratice sunt, de asemenea, necesare pentru a avea o activitate eficientă. Finalizarea procesului de aderare a României la spațiul Schengen, consolidarea sistemului național de management al situațiilor de urgență, protecția infrastructurilor critice naționale, creșterea rezilienței naționale și, nu în ultimul rând, protecția civilă a populației și a bunurilor, trebuie să rămână prioritare în lista obiectivelor pe care le aveți. În contextul actual al combaterii răspândirii infecției cu coronavirus, vă cer să vegheați cu responsabilitate, dar și cu calm, la întărirea controlului la frontierele maritime,
aeriene și terestre. Traversăm o perioadă complicată la nivel global, iar cetățenii au nevoie și de sprijinul dumneavoastră pentru a se simți în siguranță. De modul în care acționați, depinde ca panica să nu se instaureze, iar românii să simtă că sunt apărați și protejați. Doamnelor și domnilor, exigențele pe care cetățenii le au față de acțiunile instituției dumneavoastră sunt ridicate. De aceea, pentru a spori încrederea societății în Ministerul Afacerilor Interne, vă îndemn să intensificați eforturile de îmbunătățire a performanței, iar serviciile pe care le asigurați să se bazeze pe cinste, integritate, onestitate și respect față de demnitatea umană. În încheiere, vă felicit pentru rezultatele obținute în anul 2019 și vă doresc succes în realizarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit anul acesta. Vă mulțumesc! A vorbit președintele României și după președintele României cred că mai am foarte puține lucruri de spus. Vreau doar să vă îndemn să vă faceți datoria în conformitate cu legea, cu interesul fundamental al României și normal în conformitate cu ceea ce așteaptă românii de la Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Interne, de la toate structurile Ministerului de Interne, care sunt vitale pentru asigurarea ordinii publice, vieții, siguranței cetățeanului, avutului personal al fiecărui cetățean și pentru o viață socială democratică care să garanteze exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale fiecărui cetățean. Spor la treabă! Excelența voastră, domnule președinte Klaus Werner Iohannis, domnule premier Ludovic Orban, domnule ministru al afacerilor interne, onorați invitați, activitatea de bilanț a cheiat. Vă mulțumim pentru participare.